Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM stăm de vorbă cu experții pentru starea noastră de bine și ne reîntâlnim pe frecvențele Europa FM și online cu doamna dr. Ruxandra Râșnoveanu pentru a discuta despre ASP și despre prejudecățile legate de ASP și despre modul în care aceste prejudecăți stau de fapt la baza controlului slab al bolii. Bine ați revenit la Europa FM! Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru reînnoirea invitației la cam un an de zile, dacă nu mă înșel. Și asta pentru că am tot vorbit despre ASP și despre importanța unui control medical și totuși sunt în spațiul public în continuare o mulțime de mituri. Care ar fi miturile cu care v-ați intersectat cel mai frecvent și care cumva împiedică pe bolnavi să ajungă la un control eficient al bolii? Păi acum sunt o parte din mituri care unele poate nu sunt exprimate de pacient să-ți vină să-ți spună direct. Nu că n-ar exista, dar pentru că nu se exprimă în sensul respectiv. Cred că unul dintre ele ar fi dependența, cuvântul dependență de un tratament și bineînțeles că e tratamentul inhalator, da, de dispozitiv. Ar fi unul dintre mituri, nici nu știu, acum sunt o parte din asmatici, ajung să depindă din păcate, din cauza evoluției, să zic, necontrolate sau în perioade de acutizări și de oxigen. Mai este mitul, iară, dependenței de oxigen, care undeva se regăsește mai mult la cei cu BPOC, dar mai poți să-l ai și la asmatici uneori. Cred că ăsta este mitul dependenței. După aceea este frica de corticoid. Da, asta ca variantă de tratament și ce poate să se întâmple. Și apoi sunt lucrurile care poate nu se cunosc sau nu știu cum sunt percepute legate de ASP ca boală în sine și ce, că e o boală cronică. Iar, și faptul că îi spui unui tânăr, poate, da, aici mă refer undeva trecut de adolescență, în momentul în care are anumite simptome și spui după ce ai o anamneză, deci o poveste cu el și mergi în trecutul în care regăsești un teren atopic, istoric familial, chiar și el poate să spună că era tratat de astm în copilărie, dar s-a vindecat, iar te lovești de o barieră, aici n-aș spune neapărat că e mit, e barieră, cum că de fapt boala aceasta a fost vindecată, ea n-are cum să mai fi reapărut și de fapt să încerci să explici că poate a fost o perioadă de liniște, de așa zisă acalmie, nu neapărat de o vindecare, o remisiune totală, cum ți-ai dorit, dar din păcate nu este posibilă de cele mai multe ori, mai ales după ce treci de această adolescență. Deci iar ar fi unul dintre o barieră, să zic așa, în percepția pacienților asmatici. Practic, de ce sunt reticenți pacienții în administrarea aceasta zilnică a terapiei? Tocmai ca să nu depindă de el și atunci asta o regăsești nu neapărat la eu știu, defalcat neapărat pe vârste și sunt pacienți care deja iau tratament de fond, mă refer aici la tratament pentru hipertensiune arterială și de multe ori ajung să mă agăț, dacă vreți, de faptul că dacă ai un tratament cronic, cum este tableta și pe care o iei zilnic pentru tensiune, același lucru trebuie să-l faci și pentru astm. Și nota bene că trăim vremuri în care tratamentul este inhalator și de aceea trebuie să-l dai sub formă de acest dispozitiv. Da. Da, mă uitam la un studiu relativ recent care arată că aproape jumătate dintre pacienții cu astm ușor și moderat utilizează bronhodilatatorul cu durată scurtă de acțiune mai mult decât este indicat, respectiv 3-4 flacoane pe an. Înțeleg că unii sunt reticenți în a folosi tratamentul, alții exagerează cu tratamentul. Nu știu dacă acum, poate eu altfel mă gândesc la aceste 3-4 inhalatoare de scurtă durată, mi-ați spus. Da. Cred că ai, nu știu, repet, n-am știrea în față, s-ar putea însă să fie o altă direcție aici, legat de aceste trei inhalatoare utilizate într-un an de medicația asta de scurtă durată, adică inhalatorul albastru. Aici problema e că dacă ajungi să folosești inhalatorul albastru, trei pufuri pe an și de fapt doar atât, deci cumva te tratezi cu inhalatorul de scurtă durată, care este albastru și care nu este nici de cum tratamentul astmului bronh și tratamentul de fond, riști ca să fii un candidat pentru camera de gardă. De fapt, cred că aici s-ar putea să fie cu cifra asta 3. Nu că utilizează prea puțin. Și dacă vorbim de acești pacienți cu un astm ușor intermitent,
și acum am profit să zic așa că mi-ați aruncat mingea la fileu, ghidul GINA, ghidul ăsta, să zic, european și care orientează cum să gândim noi ca și medic și, bineînțeles, pe pacienții pe care noi îi tratăm, văzând de fapt o realitate, că pacientul astmatic când este bine, el nu mai utilizează tratamentul acasă. Studiile sunt Sigma 1, Sigma 2, ce au arătat? Că da, este permisiv acest lucru, deci îl poți lăsa pe astmatic să folosească și doar la nevoie, dar aici se încadrează doar cei cu un astm ușor, un astm controlat, da? Și aici iară trebuie să vezi ce de fapt se ascunde sub această, ce înseamnă controlat și ușor, lucru pe care astmaticul nu știe cum să-l aprecieze. Ei, la aceste categorii de pacienți, după ce ai obținut un control al bolii și este menținut măcar o lună, două, ei pot să ia doar la nevoie. Dar aici ce iau la nevoie? Nu este vorba de inhalatorul albastru. Din contră, ghidul internațional, ghidurile europene și americane, ce spun? Ele încearcă să scoată din discuție utilizarea acestui inhalator la nevoie, de scurtă durată, tocmai pentru că atunci când pacientul își administrează acest lucru, el își ameliorează de fapt senzația de lipsă de aer, dar nu își tratează inflamația care este subiacent. Și în momentul în care tot te tratezi doar cu atât, de fapt tu dilați o bronșie, ai percepția de ameliorare la senzația aceea că nu este aer, dar fără ca de fapt ce este dedesubt și aia provocat, să zic așa, acest disconfort respirator, să primească ceea ce îi trebuie, adică antiinflamator. Și atunci acest ghid, din acest spune, poți folosi și doar la nevoie, dacă ești controlat, cu o boală ușoară. Dar ceea ce folosești la nevoie trebuie să fie un tratament care are și antiinflamator, adică corticosteroidul inhalator, alături de bronhodilatator, care sunt bronhodilatatoarele ce conțin formoterol. Deci aici este substanța activă, este clar specificat, 2 într-1, practic, și ăla te lași să-l folosesc doar la nevoie. Și de ce formoterolul? Pentru că acest bronhodilatator este de lungă durată, deci 12 ore are durata de acțiune, dar intră la fel de repede, adică în 1-3 minute, ca și acel inhalator albastru și de aceea senzația de ameliorare a lipsei de aer ea există prin această componentă, dar totodată oarecum păcălești, da? Și inflamația, dându-i practic atunci când ai nevoie 2 într-1. Acolo este, cum să spun eu, schimbarea, dacă vreți, de paradigmă și la acest lucru, cum să zic eu, dezideratul ăsta care nu vine numai din studii de cercetare, vine și din real life. Și exact ce fac poate pacienții acasă, când înainte spuneam obligatură, e bine se nuanțează lucrurile, dat fiind că este o complianță mică și pe undeva înțeleg și astmaticul. Adică, domnule, dacă nu e bine, de ce să iau? Și atunci, din această poveste, de multe ori, tot pacientul ajunge să sufere, prezentându-se uneori chiar cu niște acutizări, chiar astmatic ușor sau cu un astm intermitent, dar și uita că l-are, vine într-un anumit context direct la camera de gardă cu insuficiență respiratorie acută, atunci când de obicei contextul fie că este ceva viral sau se expune la un alergen cunoscut sau pe care nu știa că e sensibilizat și care îi provoacă practic o acutizare a acelei inflamații subiacente care a rămas în el, în acele căi respiratorii. Practic este vorba despre, rezumând, o suprautilizare care ne dă o impresie falsă că ținem lucrurile sub control, dar de fapt, în realitate, ne face mai mult rău și după aia ajungem cu o formă foarte gravă. Pe de o parte ajungem cu grav pentru că nu tratăm ceea ce trebuie și pe de altă parte ei resimt de la acest folosirea în exces chiar și într-o zi mai multe pufuri, ajung să aibă efectele cardiovasculare. În principal au tahicardia, au palpitații. Da? Au practic efecte adverse și nu mai au niciun beneficiu, de fapt, nici măcar pe ameliorarea disminuției. Bun, lucrurile astea în momentul în care ajunge un pacient la medic îi sunt explicate, corect? Discuția nu pleacă, trebuie să faci aia și aia. Discuția trebuie să plece de la înțelegerea până la urma diagnosticului de boală, care e undeva, da, este o veste proastă care o dai pacientului, pentru că îi schimbă, de fapt, percepția lui asupra integrității de persoană pe viitor.
Deci nu este o, nu am putea, cum să spun eu, să asimilez că de fapt i-am dat o veste bună. Nu, este o veste care el nu o consideră bună, schimbându-i până la urmă mai mult sau mai puțin viața. El trebuie să înțeleagă în momentul în care această boală, eu dai ca diagnostic și ești sigur pe el, că se poate a fi tratat și în care dezideratul tău ca și medic și bineînțeles ca și pacient să aibă o viață cât se poate de apropiată de normal. Apoi, după ce ai înțeles sau l-ai educat sau ai văzut informații minimale, dacă vreți, care pe parcurs pot să fie completate de întrebările pacienților, că ei vin și îți spun, dar eu nu am aia, eu nu cred că am azbron și dar probele mi-au ieșit normale. Mi-a spus că am probe normale. Cum să am eu azbron și când eu am citit și acolo trebuie să ai vreo 5 simptome? Eu nu le am, ca și în checklist. După ce, practic, e foarte importantă înțelegerea bolii și înțelegerea aceste evoluții ondulante, care e caracteristica astmului bronșii și foarte bine că sunt perioade lungi de bine, dar lași pe undeva pacientul să-și controleze singur anumite lucruri, este în mâna lui de multe ori și atunci când folosește tratamentul acela la nevoie sau când ajunge să se iară să se prezinte pentru o reevaluare, uneori vin și după un an de zile, pentru că le-a fost bine și foarte bine acest lucru, dar ideea de a nu uita niciodată că de fapt ai ceva care poate fi controlat, să-ți poți duce viața absolut apropiată de normal, dar niște beculețe trebuie să rămână aprinse și pe care trebuie să le iei în considerare când ceva se schimbă în ceea ce privește simptomele, ceea ce resimți. Și pornind de la discuția asta, atunci ajungi practic și la variantele de tratament. Da? De, așa aici ar fi categoria pacienților, să zici, naivi de tratament, deci cei care nu au luat tratament până în momentul de față. De asemenea, sunt factori care trebuie un pic să-i ai în vedere că o discuție ai pe un pacient mai tânăr, un adolescent, alta este un pacient care deja are anumite boli, anumite patologii deja asociate sau medicamente prescrise. Ideea e că există tratament simplificat, dacă vreți, nu mai trebuie să fie pacientul neapărat să stea cu două inhalatoare tot timpul la el, da? Sau unul să-l ia neapărat fix și unul la nevoie. Există varianta tratamentului care să fie în același dispozitiv, să-l folosești și de fond și la nevoie. Și cred că lucrurile astea trebuie să fie enunțate fără ca să zic altă variantă, ceea ce era până acum, a luat tratament dimineață și seară fix, sunt acele medicamente care merg la 12 ore, nu a rămas, să zic, greșit. Este o altă, cum să spun eu, o altă variantă de a face un management terapeutic, dar acolo evident că trebuie să gestionezi acel medicația la nevoie, care trebuie să vezi când atunci să o dai, să nu abuzeze de ea și să se prezinte atunci la medicul de familie sau la specialist, dacă e cazul. Da, asta cu siguranță sunt niște decizii pe care trebuie să le luăm noi ca pacienți cu ajutorul unui medic, nu întrebând prieteni, absolut, nu citind online, nu consultând alte surse. Nu e bine să fii consultat, deci nu, nici vreau să se înțeleagă greșit că nu e bine să ne informăm. Însă, de multe ori nu știm să filtrăm informațiile respective și ca atare, dacă vine cu un bagaj de cunoștințe și cred că chiar e bine să-l aibă și să-l discutăm, pentru că dacă nu s-ar putea fie să facă cum crede, fie să pară că nu are credibilitate medicul în fața lui, pentru că, uite, el crede cumva și nu e explicat, pentru că nu știai ce, să zic, nelămuriri are, și de acolo să pornim o conversație. Deci informarea este bună, dar dacă sunt lucruri, sau cum să spun eu, dacă tu știi și îți comunici ce crezi tu despre boala ta, ce crezi tu că ai de acolo, sau dialogul, asta vreau să spun, este extrem de important. Comunicarea are întotdeauna două părți, da? Unul care este transmițătorul și alălalt e receptorul. Și noi avem mesaje pe care noi le schimbăm între noi. Și dacă există o comunicare bună, părerea mea e că multe din aceste probleme care par mici, dar care pot să aibă un efect pe termen chiar și lung, pot să fie reduse și pot să fie îmbunătățite. Doamna doctor, pentru că spuneați de informare că este importantă, este la fel de important să fie făcută și din surse corecte, credibile, verificate. Și una dintre aceste surse este chiar site-ul oficial al campaniei ASP Controlat, chiar așa e aspcontrolat.ro, și este partea unei campanii ceva mai generoase. Este vorba despre campania națională de informare și educare Respir, viața cu ASP.ro, iarăși o adresă foarte ușor de verificat și de reținut.
Un pic mai devreme menționați de altfel că unii pacienți vin după un an la control. Care ar fi perioada optimă? Când ar trebui să fie făcut acest control? Cât de frecvent? Depinde acum foarte mult, deci dacă e un moment de diagnostic, e bine undeva să ai o și poate să știi să fie și un telefon sau ceva după o lună, dacă totul e bine, dacă e să nu se prezinte, pentru că, într-adevăr, în perioada asta care o trăim, adresabilitatea și oamenii au o reticență să se prezinte și atunci, într-adevăr, când e obligatoriu, n-ar trebui să fie rabat de făcut. Dar altfel, la o lună, dacă e de nou instalat, e bine să ai așa un feedback de la pacient. Dacă nu, la un 3 luni de zile, maxim la 6 luni de zile. Din păcate, există planuri de management acasă și să-i spui, dar sunt și au existat preocupări și există și la nivel de societăți și la nivel de campanii farmaceutice care vor să meargă tocmai pe educație. E bine însă să nu rămâi și dacă ai aceste planuri, ce trebuie să faci, doar la niște hârtii pe care unul se uită, dar nu știe poate unor când să se uite la ele, că nu le are tot timpul la ele. E bine, cred că, să nu pierdem importanța comunicării cu pacientul și dacă este la o lună, la trei, maxim la 6 luni. Să știți că cei care îi vezi la un an, în general, cam intervalul ăla este între cele, dacă l-ai văzut la 6 luni, deci 1, 3, 6, după aia poți să-l vezi la un an, când deja știe și el prin ce a trecut și au apărut și niște alte, poate, întrebări sau alte nelămuriri și alte situații pe care pacientul cumva a trecut prin ele. Și atunci știe cumva să-și gestioneze. Alte ori poți să-l chem și la 3 luni, să știți că este când, sau după ce a fost spitalizat, e bine ca după o lună să o vezi. Deci dacă a fost internat pentru azi bronșii, atunci cam la o lună e bine de a fi revăzut chiar, nu numai la telefon. Mă rețin de la dumneavoastră că dacă sunt episoade în acestea mai delicate, trebuie urmărite mai frecvent. Da. Dacă se schimbă tratamentul sau este pur și simplu un tratament în curs și vrem să ne asigurăm că suntem pe calea cea bună, 3 luni ar fi o perioadă. În general mai scriem și noi ca și medici că, și mai ales la astmatici, care știm că această capriciozitate și variabilitate a bolii, chiar și la nevoie. Deci cuvântul la nevoie noi îl scriem în recomandările, în scrisorile medicale, chiar dacă sunt, să zic, într-un regim ăsta de ambulator, chiar și la nevoie, pentru că astmul poate să se decompenseze dintr-o dată atât de sever încât nu mai poate aștepta, da, un bilet de trimitere la medic de familie și tot circuitul, și atunci e un criteriu să se prezinte chiar mai repede când nevoia, până la urmă, el o stabilește, pacientul. Da, cea mai importantă idee pe care o rețin este că totuși astmul poate fi controlat, așa cum spuneam și acea adresă, da, ascontrolat.ro, însă foarte important este să se facă acest lucru într-un dialog cu medicul și să fie urmat tratamentul, că este o boală cronică pentru care trebuie urmat tratamentul de lungă durată, nu întrerupt, pentru că poate să aibă efecte după aceea foarte greu de controlat. Și nu întrerupt, nici întrerupt dintr-o dată, și mai ales aici vorbesc de pacienți care iau un tratament, să zic, regulat, am ajuns, să zic, să revedem pacientul, probabil de multe ori venind, fiind el adresându-se direct, nefiind, să zic, timpul de a veni pur și simplu la o reevaluare, când atunci zicem că lucrurile ar sta mai bine, dar și atunci sunt pacienți care vin, am venit doar pentru scrisoare și mor pentru că, de fapt, parcă nu dorește el să fie reevaluat. Și nu-și face niciun favor, până la urmă, nimeni, ca să facem numai o prescripție și atât, mai ales la nivel de medic specialist, când de fapt acest control al bolii, tu te bucuri că vine numai pentru așa ceva, dar este nevoie ca să vedem să nu-și supraevalueze, pentru că iar este ceva care se întâmplă des la un astmatic, să-și supraevalueze nivelul de control al bolii. Și atunci avem niște instrumente, dacă vreți, care sunt chestionare, sunt chestionare care odată le face, că se referă la ultima lună, sunt care pot să se referă la ultima săptămână și care bifează niște activități în principal pe care le face sau nu cu disconfort din cauza astmului. Deci vorbești de ceva concret unde faci un scor și un punctaj, faci o spirometrie care, da, poate să fie bună. Bunul ăla la astmatic e foarte interesant la spirometrie, că când spunem că sunt normale probele, el poate să aibă dintr-o valoare în asta ideală între 80 și 120% dintr-o valoare ideală. Așa sunt, să zic, reperele, referința.
Dar pacientul respectiv, el poate să aibă 80% considerat normal dintr-o anumită valoare odată. Iar peste alte 3 luni sau înainte, putea să aibă 110% din acea variabilitatea asta de 30% la pacientul nostru, chiar dacă suntem într-un interval de normalitate matematică, unde îl plasează? Păi sigur că 80% din valoarea lui e mai puțin decât 110%. Și atunci, la astmatic, e bine să te raportezi la valorile lui cele mai bune. Adică luăm niște standarde pe partea de spirometrie pe suflat, dar apoi de-aia e important să vină el cu toată documentația sau să vezi un pic o dinamică și să vezi, cum se spune, best value, cea mai bună valoare pe care el poate să o atingă din punct de vedere al spirometriei. Și acela va fi targetul lui, obiectivul lui și din punct de vedere funcțional. Îi verifici medicația dacă știe să o ia corect. Deci întâlnirile astea sau revederile, controlele, mă bucur că noi la 6 luni trebuie obligatoriu să prescriem, pentru că poate altfel ar veni mult mai târziu anumiți pacienți care îți cer, haideți că mi-e bine, nu mai vin. Pe undeva, într-adevăr, când am fost vârful acesta de s-a închis totul, da? Au fost reînnoite prescripțiile, dar asta a fost dictat de o conjunctură. Nu a fost dictat că dintr-o dată am schimbat astmaticul să revede numai la un an sau la, m-ați înțeles, sau numai reînnoind scrisorile medicale. Și de asta spun importanța de a-l revedea și a lua nivelul de control. Așa și l-ai și față de data trecută. Faci o spirometrie, revezi că medicația a fost bună, revezi dacă îi place medicația respectivă, dacă sunt efecte adverse posibile. O știu, o răgușală, vezi dacă într-adevăr își face profilaxia cu, cât de cât cu o gargară cu apă, cu bicarbonat sau chiar cu apă. Și atunci, după aia, putem rediscuta, scriem aceeași scrisoare, vedem dacă rămânem pe aceeași doză, deci folosim aceste întâlniri și care vin, să zic așa, nu dictate de o criză, pentru a merge mai departe și chiar a crește până la urmă acest nivel de control al astmei și siguranța lui că da, poate fi menținut acest control, dacă așa e, cât se poate de mult. Ca să rețin o idee pozitivă, astmul poate fi controlat, dar e nevoie de implicare, atenție și respectat indicațiile pe care le primim de la medicul cu care suntem în legătură. Pentru final, pentru cei care nu trec prin episoade astmatice, dar se întreabă care sunt factorii de risc, cum se pot expune, cum se declanșează astmul, aș vrea să recapitulăm un pic care sunt cei mai importanți factori de risc pentru astmul bronșic. Deci ați spus și bine, pentru că etiologia în care necunoscute, dar și ca și cauze, dar sunt factori de risc care sunt cumva, noi spunem trigger, deci care sunt ca niște butoane pe care le apeși și care pot să declanșeze o cascadă sau acutizarea, dacă vreți, a inflamației subiacente și care, bineînțeles, poate să dea și broncospasmul ăla care noi nu-l vedem, da? Omul nu-l vede, dar resimte uneori în senzația de lipsă de aer sau chiar în șuieratul, respirația aia șuierătoare acolo. Iar e ceva care nu-i normal, da? Deși ei consideră uneori că e normal. Sau o tuse seacă care nu mai trece și acolo. Aia poate să fie la un astmatic că și-a pierdut un nivel de control pe care îl putea avea. Ca și posibil trigger, depinde de fiecare. Sunt care au teren atopic, deci din start alergiile. Alergii la diverse lucruri. Uneori sunt cunoscute de către persoana respectivă, alteori nu sunt cunoscute și de aceea și la când îi întreb, dar sunteți alergii? Nu. Deși n-au făcut niciodată niciun test alergologic. Și atunci, chiar dacă, bineînțeles că s-ar putea să nu fie un astm alergic pe fondul respectiv, da? Ai și eu alte terenuri, dacă vreți, care pot să fie pro a dezvolta astm bronșic. E bine ca să îl trimiți și chiar nu că e bine, trebuie trimis la alergolog, trebuie să-și facă, deci consultul din povestea aceasta astmatică, nu suntem mai multe specialități care să vorbim divergent, noi aici trebuie văzut convergent. Și alergologul, în specialitatea lui, are un rol indubitabil și absolut valoros, pentru că poate să fie un teren alergic și care să nu-l fi știut, se fac atât teste cutanate cât și sensibilizările, da, serologice, să vezi un profil de inflamație. De asemenea, alții pot să fie cei care au un astm care vine în contextul și fumatul, nu e un lucru, nu face bine, da?
Deci un fumatul ca idee. De multe ori și aici n-ai ce face, moștenirile, da, genetice, ai moșteniri, nu numai avere și probleme, se moștenește terenul ăsta atopic. Pot să fie iară componente partea asta de rinită și care să nu fie neapărat, să fie poate un prodrom. Nu toți cei care au rinită alergică egal azi bronșic sau devin candidați, dar nu trebuie omis că la un moment dat poate că cel cu rinită să dezvolte și fenomene astmatice, adică să meargă de la căile respiratorii superioare sau cei cu dermatită, cu alergii, cutanate, urticarii. Deci acolo să se zice că există un teren atopic. Expunerile iară la profesii, sunt profesii care sunt absolut expuse prin meseria lor sau care sunt astmatici, care lucrează în diverse profesii și atunci ai avea astmul, să zic, accentuat de profesie sau chiar astm indus profesional. Ce să mai zic? Stresul, alt factor de risc. Și degeaba ai spui evitarea factorului de stres, din păcate, și e ceva nefericit, aș spune eu, chiar și o bucurie, o emoție pozitivă poate să declanșeze un bronhospasm. Nu numai supărările pe care toți nu le percepem cumva, acolo pe partea asta de stres emoțional, iar uneori sunt factori de stres care pot să, sau de risc care pot să țină de schimbările și de poluare, care iară poate să fie un lucru, dar de multe ori poate nu-l putem cuantifica sau nu e atât de bine vizibil, ca să zic, ca factor de risc. Ceea ce vorbesc de poluare atât din casă, dar și de afară. Ce să mai, virozele iară. Deci dacă ne gândim la viroze și nu mă gândesc la infecții bacteriene, ele, din păcate, merg pe o cale respiratorie mai sensibilizată, cum este astmaticul. Și atunci, în general, astmaticii, din păcate, pot să facă virozele și mult mai, să le resimtă mai puternic față de ceilalți din casă, să zicem că, da, de obicei se întâmplă așa într-o familie o viroză, și să-i dureze mai mult timp. Da? Și atunci le mai spun și la astmatici care știu că sunt astmatici, atenție, dacă chiar pare numai o viroză, nu lăsați să coboare această răceală aparentă, luați-vă, dacă până atunci nu era tratament, zice că luați la nevoie, obligatoriu aduceți tratamentul la o dimineață, o seară sau nu, el trebuie să existe fără să aștept să se comunice. Deci sunt infecții, sunt mai multe lucruri. Nu știu, dacă cred că am omis mulți factori de risc posibil. Mă gândeam că o să-mi dați o listă din asta foarte scurtă, fumatul, care cumva intuitiv va spune că e cam la toate afecțiunile undeva în top. Corect. După care poluarea și niște substanțe. Dar pare că este mult mai complexă această listă și trebuie ajuns neapărat la un specialist ca să fim bine. Da, ca să îi faci un plan, de exemplu, și să-i spui, pentru că de multe ori sunt care poate merg și au o întâlnire, să zic așa, cu alergenul sporadic și nici nu-l bifează, nu-l conștientizează, dar dacă poți să ai un pic o discuție, își regăsești și știu că, de exemplu, în locul respectiv, când merg la bunici sau merg la cineva unde este încărcat cu mucegaia, cu ceva care el nu știa poate că e alergic, simt că îmi curge nasul mai mult sau simt un disconfort. Sau când sunt anumite, tot așa, încăperi, uneori la teatru se întâmplă, deci recuzitele care sunt, deci praful de acolo, sunt multe și, într-adevăr, în profesiile și acelea trebuie să fie și trimise spre cine se ocupă de așa ceva, spre medicul de medicina muncii, pentru că ele trebuie să fie luate și acolo în considerare și văzut cum anume poți ajuta astmatic din această perspectivă. Practic ar trebui să ne uităm la toate semnele care ar trebui să ne alarmeze și într-un fel să ne trimită în această direcție pentru un control mai amănunțit și putem face foarte simplu acest lucru pe ascontrolat.ro sau pe viața cu asp.ro. Ar mai fi ceva important de știut de către un astmatic, un lucru la care să fie atent, mai ales în această perioadă în care ezităm să mergem la doctor, dar înțeleg că este foarte important să ținem legătura cu medicul nostru și să avem acel control măcar la 3-6 luni, să nu lăsăm să treacă mai mult pentru că riscăm și ne jucăm cu viața noastră. Ar fi ca niște mesaje de luat acasă, cam așa. Exact, take away ca la conferințe. Da, acum dacă ne referim punctual la aceste vremuri pe care le trăim, recomandarea cred că ar fi să poarte masca, deci recomandarea din populația generală, pentru că absolut îi ferește de a fi expuși ei în sine la alte, să zic, oferte, că sunt virusuri și de diverse, nu numai la, mă gândesc la SARS-CoV-2, da? Deci, da, masca, igiena respectivă, medicația de fond de a fi luată,
mai ales că e sezon rece, mai ales că sunt schimbările de temperatură de la cald la rece și acesta este mai este un trigger iară sau sunt eforturile fizice care pot să deterioreze ceva. Deci tratamentul de fond să fie izolarea până la urmă n-a adus un lucru, bineînțeles că rău, dar poate că au fost un pic mai feriți, da? Deci a respecta aceste cum să zic eu, recomandări generale care nu trebuie văzute ca ceva personal, ci din contră să protejeze individul, inclusiv pazmatic, care este mai gingaș și așa îl văd, are o fragilitate prin boala lui și ceva imprevizibil care poate să fie. Deci tratament de fond, mască, evitarea aglomerărilor și controlele periodice. Nu știu dacă am omis ceva, dar cred că în linii mari asta și aici intră chiar și pacienții, și încă ceva, vaccinare. Da, omiteam. Și aici poate deschid o cutie a Pandorei, sunt mulți astmatici care, din cauza că sunt astmatici, nu doresc să se vaccineze, nu există nicio nerecomandare ca să nu se vaccineze acești pacienți, pentru că în momentul în care sunt și dezvoltă forme severe, ei rămân totuși cu risc pentru a face nevaccinați fiind formele severe de boală. Și atunci recomandarea, așa cum ghidurile o recomandă, este da, să se vaccineze, dar evident că atunci ei trebuie să aibă istoricul de alergii și la ce anume, că unii vin cu alergii, dar n-au făcut șoc anafilactic. Deci trebuie un pic dihotomizat așa despre ce e vorba și atunci trebuie cu o prudență, da? Nu, poate nu-l faci la un drive-thru, dacă știi că ești cu așa un istoric, da? Și rămâi într-o observație medicală, undeva nu la 15 minute, să zic cât este standard, 30 de minute, în care ai confortul unei siguranțe medicale. Deci dacă e să lămuresc și lucrul ăsta, vaccinarea este a fi făcută la astmatici. Dacă ați punctat vaccinare, să lămurim și cele două direcții în care este vaccinarea în acest moment. Da, pentru vaccinare anti-COVID, da și pentru vaccinare antigripală? Da, corect, absolut corect. Da, sunt care întreabă dacă să le dau, da, să fie făcute în aceeași ședință sau nu. Se pare că se poate chiar și în aceeași ședință. Dacă chiar, eu știu, sunt, mă rog, rețineri, dacă vreți, poate să fie o lăsată o perioadă de, dar există, cum să zic eu, liniștea, dacă vreți, că ele pot fi făcute, bineînțeles că în mână diferită, dar în aceeași ședință, să zicem, prin medicul de familie. Aici, dacă să fie un numitor comun cu cei care fac vaccinarea antigripală. Doamna doctor Ruxandra Râșnoveanu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați ajutat cumva să mai lămurim din prejudecățile astea din jurul astmului și că ne-ați ajutat cu sfaturi să fim bine sănătoși și să ajungem la dumneavoastră doar pentru un control ca să ne asigurăm că rămânem bine și sănătoși. Da, nu, trebuie să rămânem optimiști, să rămânem pentru că realmente a fi pozitiv ajută nu numai ca și individ, chiar și la un bolnav, chiar și la astmatic și care, repet, poate să aibă o viață absolut de normal, poate să aibă copii, poate să fie, să nu se simtă absolut deloc stigmatizat care azi, dar pentru că ajunge la nivelul ăla de control și să aibă viața normală, nu poate singur, trebuie să fie în echipă și cu medicul. Asta ar fi și o să treacă și vremurile astea, dar tot ce înseamnă să ne protejăm este un lucru bun, mai ales sau pentru toți și pentru indivizii cu azi, cu atât mai mult, care sunt mai sensibili. Și eu vă mulțumesc încă și sper că cât de cât am ajutat, chiar și un pic, să schimb anumite bariere sau mituri, m-aș bucura. Mulțumim mult de tot! Mulțumesc! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!